Bună tuturor, tuturor leilor care vă aflați aici pe canalul Raze Divine, bine v-am regăsit, eu sunt Rina Devi și vă salut acum din România. Am revenit cu lectura cărților de tarot pentru luna octombrie. Totodată vreau să vă reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine. Tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. Lectura de astăzi este pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în leu. Haideți să vedem care sunt energiile de care leii ar putea să profite în această lună, în care ar putea să se bucure în cazul în care pot schimba ceva în viața lor. Să vedem mesajele tarotului, energia tarotului pentru toți leii care privesc acum acest video, această lectură sau pentru cei care sunt interesați de un leu. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi, dragii mei. Primul card care deschide lectura leilor este valetul de spade. El vine cu o veste pe care nu îți dorești în mod special să o auzi, drag leu, dar pe care va trebui să o accepți până la urmă. Această carte de tarot simbolizează schimbări, comportament neașteptat și frica de a lua o decizie. Ca să treci cu bine peste această perioadă, dă dovadă de flexibilitate. Dacă te vei adapta repede, vei face față mult mai ușor provocărilor. Vor apărea evenimente neașteptate, așa că nu ar trebui să te dai peste cap ca să fie lucrurile ca la început. Această situație, așa cum este, și accept-o și mergi înainte. Nu mai avea atâtea frici. Următorul card, 6 de monede, reprezintă cadouri, bunătate și generozitate. Cineva din viața ta poate fi foarte generos cu tine, cu darul sau bani, sau pur și simplu generos cu timpul, cu cunoștințele sau înțelepciunea sa. Alternativ, s-ar putea să ai atât de multă bogăție și prosperitate, încât tu ești cel în măsură să-i ajuți pe alții. Ca atare, dacă te afli într-o situație dificilă în acest moment, acest card îți indică faptul că există ajutor disponibil și că cineva te va ajuta sau te va sprijini în perioada următoare. S-ar putea să simți un puternic sentiment de spirit comunitar sau să fii obligat să-i ajuți pe cei din jurul tău. Este de asemenea o carte de putere și control, astfel încât s-ar putea să te afli într-o poziție de autoritate, de șef la o instituție unde ești respectat de ceilalți. Deci, întru totul, este bine, spun eu. Lumea din Arcana Majoră vorbește despre o nouă dragoste, un nou început, o nouă energie în dragoste pentru cei singuri. Această persoană, așa cum a întrebat Universul dacă această persoană există, ei bine, Universul îți răspunde, există și va intra în viața ta. Cu această persoană vei simți dragostea după care tânjeai. Cu siguranță, da, această persoană există pentru tine. Universul îți trimite această persoană. Deschide porțile inimii să intre dragostea, drag leu. Totul va fi excelent, totul va merge minunat. Deci, acea conexiune ce o vei avea cu această persoană, nu o vezi în fiecare zi.
profită de oportunitate, vei avea alături această persoană și vei vedea cum totul curge în cel mai bun mod. E posibil ca această persoană să fie din altă naționalitate sau se află într-o țară străină, câștigându-și existența, sau poți fi chiar tu în aceeași ipostază. Regele de spade, care este forța ta intelectuală supremă, este rațiune, este logică, este discernământ, dacă vreți, discernământul care este foarte important, să discerneți între bine și rău. Să nu mai catalogați în mod fals anumite lucruri pe care voi le evitați, fie din frică, fie din neglijență, fie din tot felul de tipare avute din greșeli, din traume din copilărie, ci pur și simplu le vedeți adevărata valoare, le vedeți cu claritate, deci este clar viziune. Dacă ai un proces important pe rol, acel proces se apropie de sfârșit. În curând vei primi hotărârea definitivă și irevocabilă. Asul de cupe, asul cupelor, este o carte pozitivă pentru domeniul sentimental. Apare o nouă perspectivă sentimentală în viața ta, astfel că prin speranță. Acest as semnifică iubire și împlinire pe acest plan, transmițând ideea unui nou început. Fie că te îndrăgostești, fie că începi să simți din nou sentimente puternice pentru partenerul tău, cert este că te așteaptă lucruri bune. Emoțiile și sentimentele ating în această perioadă cote înalte. Te vei simți că zbori, cum spun eu, atât de bine te vei simți. Doi de bâte vorbește despre cântărirea a două lucruri. Luarea unei decizii dintre două variante, dintre două posibilități. Decizia de a pleca din zona de confort, de a pleca de acasă. Ești o persoană cu o situație destul de bună, stabilă, emoțional stăpânești foarte bine pasiunile, dar asta nu te împiedică să-ți dorești ceva nou. Pentru că focul din interiorul tău îți spune că dincolo de linia orizontului este ceva nou care poate fi fabulos. Îți lipsește ceva și asta te face să încerci lucruri noi. Nu ești mulțumit de ceea ce trăiești, ce ai în prezent. Așa că vei cântări acele decizii foarte importante pentru viață și într-un final vei lua decizia de a pleca de acasă, de a părăsi zona de confort. Doi de monede reprezintă jonglarea între două situații. Acele alegeri pe care trebuie să le facem uneori. Cartea sugerează atât suișuri cât și coborâșuri, dar toate menținute în echilibru, ca și cum nu primești mai mult decât poți duce. Această carte din Arcana Minoră, da, reprezintă un început, o șansă și schimbare. Vei trece cu brio peste ceea ce te așteaptă, numai dacă dai dovadă de spontanietate și flexibilitate. Așadar, dragii mei lei, trebuie să te adaptezi repede, nu să acționezi cu rezistență. În același timp, această carte semnifică faptul că încerci să ții două situații în echilibru, deși nu prea se împacă una cu cealaltă. Pusnicul, acest card reprezintă o călătorie importantă
Până când această călătorie să se producă, sunt mai multe situații nerezolvate și când spun că situațiile nu sunt rezolvate, mă refer la proceduri și documente, la probleme de bani, fiind vorba chiar și de pașaport sau a alte documente necesare. Această carte este pentru tine. Îți va arăta drumurile deschise pentru o călătorie foarte importantă și dacă această călătorie ți se oferă, este pur și simplu pentru că este timpul ca să vezi lucrurile altfel, să faci această călătorie pentru a-ți schimba cumva viața. Deci, ce să spun, leuțule, pregătește-ți bagajele pentru că acest pusnic, acest heremit îți spune că vei face acea călătorie importantă și toate lucrurile se vor rezolva pentru a putea face această călătorie. Roata norocului. Această roată îți aduce mult noroc. Tu ești din fire o persoană norocoasă. Realizări personale ce aduc relaxare și mulțumire. Ele pot veni și prin intermediul partenerului tău, al soțului, soției. Relațiile cu partenerul de viață, soțul, soția, sunt foarte bune, echilibrate și armonioase. E posibil să începeți un job împreună sau chiar să lucrați în același loc. De asemenea, o relație optimă cu părinții care la rândul tău ai o relație bună cu ei. Sănătate și mulțumire sufletească în perioada următoare, relaxare și expansiune în multe direcții cu prioritate mai mult în sfera materială. Să vedem și ultimul card al acestei lecturi pentru lei. Ce mesaj închide lectura pentru luna octombrie a leilor? 7 cupe. Spune, eliberează grijile, îndoielile și fricile. Eliberează-te, drag leu, de ceea ce nu-ți mai servește și concentrează-te doar pe ceea ce vrei să creezi. Fără judecată, fără vinovăție, fără rușine. Este timpul să fii 100% sincer cu tine însuți și să știi că orice îți dorește inima cu adevărat va fi. Să știi că universul te susține pe deplin și că tot ce trebuie să faci este să ceri, să crezi exact ceea ce îți dorești. Cam atât, sper că ți-a plăcut această lectură și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine cu Rina Devi. Abonează-te, te rog, dacă nu ai făcut-o și dacă îți place ceea ce fac, urmărește-mă, te rog, și pe Facebook. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o nouă lectură. Numai bine!